Frașilor, sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară, o seară specială pe care ați pus-o deoparte pentru Domnul. Eu am fost în München, am fost la o altă biserică, invitat să slujesc câteva servicii de studiu biblic și dimineața am avut părtășie cu frații de la biserică pentru cina Domnului. Mă bucur să mă întâlnesc cu familia Wagner, cu fratele Nicu, cu sora Nana, Domnul să-i binecuvânteze și să le dea har și progres în lucrarea pe care o fac în biserica Betel, Domnul să-i binecuvânteze. Mă bucur să mă întâlnesc și aici la dumneavoastră, la Gloria Salzburg, o altă glorie. Eu vin de la o glorie mult mai mare. Bine, cea mai mare glorie va fi când vom ajunge în gloria cerească. Aia este gloria adevărată. Dar până la gloria aceea suntem așa în staule mai mici, în glorii mai mici. Da? Fie la Salzburg, fie la Bujac. Mă refer acum la biserici. Noi venim de la o biserică mai mare. Mulți dintre noastre sau par dintre noastre ați fost, v-ați bucurat împreună cu noi acolo la Bujac și... Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Spuneam că mă bucur să mă întâlnesc cu persoane cu care m-am închinat în biserica din Bujac și iată că am ocazia să mă închin aici cu dumneavoastră în Austria. M-am întâlnit de Crăciun cu Călin și îmi spunea, zice Gabi, aș vrea odată când există posibilitatea să ajung și la noi la Salzburg și când am știut că am să mă duc spre München, l-am sunat și am știut că trec pe aici și am zis, Călin, există o posibilitate, oportunitate, poate la întoarcere sau... Și am rânduit ca în această seară să fim împreună și cred că nimic nu e la voia întâmplării, dragii mei. Pentru că încredințarea mea personală este că dincolo de planurile noastre, dincolo de gândurile noastre, dincolo de modul în care noi vedem un anumit lucru, există un Dumnezeu care coronează toate lucrurile. Scriptura spune că planurile pe care le facem atârnă de noi. Dar împlinirea planurilor vine din partea lui Dumnezeu. De aceea sunt încredințat că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Să ne închinăm și împreună să ne pregătim pentru cea mai minunată glorie care este în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să facă lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Amin. Dragii mei, eu sunt convins că textul acesta pe care l-ați auzit prezentat înaintea dumneavoastră în această seară este un text foarte cunoscut. Face parte dintr-una din predicile extinse ale Domnului Iisus Hristos. De fapt, atunci când evangheliștii au surprins viața și activitatea Domnului și au concentrat atenția asupra lucrării, pentru că vedeți, prea puține știm despre copilăria Domnului sau despre adolescența Domnului. Avem câteva evenimente descrise despre modul în care s-a produs nașterea Domnului Iisus Hristos, apoi o perioadă de tăcere de foarte bune ani, mai apare un evanghelist Luca ce ne scrie în capitolul 2 despre Mântuitorul la 12 ani în templu și de acolo încolo tăcere. De ce? Pentru că evangheliștii și-au concentrat atenția în mod deosebit asupra activității Domnului Iisus, asupra celor 3 ani și jumătate și această activitate se numește de fapt lucrarea mesianică a Mântuitorului exact pentru ceea ce el părăsise slava cerească și venise în lumea noastră. Când au abordat viața Mântuitorului și activitatea Mântuitorului și-au concentrat atenția asupra a 3 predici extinse. Există în Scriptură 35 de minuni pe care Mântuitorul le-a făcut, există aproape 40 de pilde pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit, există cuvântări scurte pe care Domnul le-a ținut în diferite circumstanțe, în diferite ipostaze, dar există 3 predici extinse. Ceea ce pe mine m-a surprins atunci când m-am uitat asupra predicilor extinse ale Mântuitorului a fost faptul că sunt 3 predici cu 3 locații diferite, cu 3 subiecte diferite și un singur destinatar. Repet, 3 predici în 3 locații diferite, cu 3 subiecte diferite și un singur destinatar. Și veți vedea de ce. O predică extinsă a Mântuitorului este cea din Matei, din capitolul 24-25, este ținută de Mântuitorul în Ierusalim, pe muntele Măslinilor, față în față cu muntele Moria, era templul în față. Ucenicii au pus o întrebare legată de revenire, spune-ne care va fi semnul sfârșitului, al venirii tale, al sfârșitului acestui veac. Și Mântuitorul rostește acolo acel Matei 24-25, vă rog uitați-vă, este un subiect escatologic. Un subiect care prezintă revenirea în putere și slavă a Domnului Iisus Hristos și instaurarea împărăției de 1000 de ani. În Ierusalim, în afara cetății, pe muntele Măslinilor, între muntele Măslinilor și muntele Moria, este Ghețimani și Valea Chedronului. Apoi a doua predică extinsă este cea din Evanghelia după Ioan, în capitolul 13 până la capitolul 16, pasaj care se încheie cu rugăciunea de mare preot,
din capitolul 17 pe care Domnul o ține și vreau să vă spun că Mântuitorul în acea rugăciune nu s-a rugat doar pentru cei care erau cu el în odaie de sus, ci îmi place ori de câte ori mă gândesc la pasajul acela, îmi place faptul că Mântuitorul ne surprinde în rugăciunea aceea și pe noi cei care astăzi, 10 martie 2013, suntem la gloria Salzburg. Ascultați ce spune Scriptura. Ioan 17 cu 20 spune astfel: și mă rog nu numai pentru ei, Mântuitorul față în față cu Dumnezeu Tatăl în rugăciune, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, încă de acolo, din momentul acela, eram deja în atenția Domnului prin rugăciunea pe care o aduce înaintea Tatălui. O a doua predică în Ierusalim, în odaia de sus, în intimitate, mai multe subiecte pe care Mântuitorul le abordează, printre care vorbește despre venirea Duhului Sfânt, marea lor nevoie a ucenicilor. Vă aduc aminte de, erau tot pe muntele măslinilor în momentul ca Mântuitorul să se înalțe la cer și curiozitatea lor, nu era responsabilitatea lor, dar curiozitatea lor era următoarea: Doamne, când vei reface regatul lui Israel? Când vei așeza din nou împărăția lui Israel? Știți ce le-a spus Domnul? Nu-i treaba voastră. Treaba voastră e alta. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta e responsabilitatea voastră. Umplerea cu putere de sus și apoi mărturia la Salzburg, la Arad, la München și pretutindeni, pentru ca hotarele împărăției să crească și venirea Domnului să fie grăbită în sensul acesta. Mărit să fie numele Domnului. A doua predică în Ierusalim, în odaia de sus, în intimitate cu diferite subiecte pe care Domnul le abordează. Și a treia predică este cea din care am citit. Nu-i ținută nici în afara Ierusalimului, nu-i ținută nici în odaia de sus în Ierusalim, nu-i ținută nici măcar în Iudeea. E ținută în Galileea, pe malul Mării Galilei, pe muntele Fericirii. Mântuitorul Iisus Hristos rostește Matei capitolul 5, 6 și 7. Sunt principiile care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Frații și surori, ori de câte ori am ajuns în Israel, am fost de multe ori ca și ghid biblic în Israel, ori de câte ori am ajuns și am ajuns pe muntele Fericirii, locul în care s-a petrecut ceea ce noi citeam în această seară, pasajul pe care vreau să-l dezvolt înaintea dumneavoastră, am făcut o paralelă pe care o fac și înaintea dumneavoastră. Ceea ce înseamnă muntele Sinai pentru poporul Israel, locul în care evreii au primit legea, care urma să guverneze tot ceea ce înseamnă viața lor, viața lor spirituală, viața lor morală, viața lor familială, viața lor civilă, pentru că acolo au toate perceptele care guvernează tot ceea ce înseamnă viața lor, ceea ce înseamnă muntele Sinai pentru poporul Israel, înseamnă muntele Fericirii din Galileea pentru cei care sunt urmașii Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că aici, în textul acesta, Matei 5, 6 și 7, Mântuitorul Iisus Hristos a rostit legea cea nouă. Sunt cuvinte care sunt special pentru noi. Și vă spuneam atunci când am început gândul acesta înaintea noastră, că sunt trei predici extinse, în trei locații diferite, dar cu un singur destinatar. Un singur destinatar. Știți cine a fost și este în continuare în atenția Domnului Iisus Hristos? Ucenicii. Pe muntele măsliilor, Mântuitorul se adresează ucenicilor. În odaia de sus, în intimitate, Mântuitorul vorbește cu ucenicii. Pe muntele Fericirii în Galileea, unde rostește legea cea nouă, principii care guvernează împărăția lui Dumnezeu și viața celui care face parte din împărăție, Mântuitorul se adresează în mod special ucenicilor. Ascultați-vă rog frumos primul și al doilea verset, modul în care evanghelistul Matei construiește tot acest scenariu, tot această relatare. Spune în felul următor, Matei 5, versetul 1 și versetul 2, astfel: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Nu e un munte foarte înalt, nu aveți impresia că sunt munții noastre de la Salzburg, ci mai degrabă sunt niște dealuri nu foarte, foarte înalte. S-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Este, dacă vreți, un moment în care i-a așteptat pe ucenici, pentru că preocuparea principală a Mântuitorului au fost ucenicii. Am o veste bună pentru noi adunați în seara aceasta în locul acesta. Dragii mei, rămânem în continuare în atenția Domnului. Să știți că Domnul este preocupat de fiecare dintre noi. Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde.
Dragii mei, Dumnezeu ne vrea și are această dorință pentru fiecare dintre noi. Pentru noi cei care suntem aici și am să vă spun ceva, nu numai pentru noi, ci pentru toți cei dragi ai noștri. Ca să vină ziua aceea glorioasă și binecuvântată, în care toți vom zbura și vom fi pentru totdeauna. Nu pentru 2 ore și ceva, pentru 3 ore. Atât cât avem poate o părtășie a noastră cât stăm în casa lui Dumnezeu. Și să fim pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. De aceea o seară ca și aceasta. Eu aș vedea seara aceasta ca o seară de pregătire. Ca o seară în care suntem în atelierul lui Dumnezeu. Ca o seară în care Dumnezeu încă mai vrea să șlefuiască viața noastră și fie ca și seara aceasta să contribuie la desăvârșirea noastră, la pregătirea noastră în vederea moștenirii împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, principii care guvernează împărăția sunt, dacă vreți, aici câteva imperative, așa le-am numit, ca niște porunci. Sună ciudat porunca Domnului, nu te îngrijora. Poate că pentru un context ca și cel al ucenicilor, în care nu era atâta frământare, atâta zbucium, atâta problemă. Nu știu cât s-a vorbit de criză în vremea ucenicilor, știu cât se vorbește în vremea noastră, că sunt contemporan cu dumneavoastră. Și vezi, zice, frate Gabi, poate că pentru ei mergea chestia aceasta cu nu te îngrijora. Nu știu dacă ați fost atenți, dacă ați încercat să numărați, am un obicei, nu înseamnă neapărat că sunt foarte bun la matematică, n-am fost foarte grozav la matematică, de aceea când a trebuit să mă duc la facultate, m-am dus la teologie, că nu se face matematică acolo. Și am evitat lucrul acesta. Dar am un obicei. Încerc să văd de câte ori se repetă un cuvânt în Scriptură, mai ales atunci în pasajul în care citesc. Și asta înseamnă seriozitate, responsabilitate. Mântuitorul fiecare cuvânt pe care l-a spus, a spus calculat. Putea să spună o singură dată un cuvânt, dar prin faptul că îl repetă, înseamnă că trage un semnal de alarmă. Înseamnă că vrea să fie în atenția noastră cuvântul acela. Am citit 10 versete în această seară înaintea noastră. Știți de câte ori se repetă cuvântul îngrijorare? De 6 ori. În 10 versete pe care Mântuitorul Iisus Hristos le rostește atunci în fața ucenicilor și astăzi înaintea noastră, Mântuitorul de 6 ori repetă cuvântul îngrijorare. Înseamnă că era un cuvânt la care ei trebuia să țină cont și un cuvânt la care noi, cei care suntem în această seară la închinare, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Vreau să te întreb și nu trebuie să-mi dai un răspuns mie. Vreau să te cobori în adâncul sufletului tău. N-ai niciun moment de îngrijorare, n-ai trecut poate chiar astăzi? Ziua de mâine nu este una din zilele care poate îți pot produce la un moment dat o steală, o teamă, o stare de teamă? Nu vă îngrijorați. E ca un imperativ, ca o poruncă. Știu că atunci când de regulă vorbim de porunci, interpretăm porunca ca fiind ceva care încearcă să îngrădească libertatea noastră. Nu ne plac poruncile. Porunca, așa avem impresia noi, că vrea să ne limiteze, dar am să vă spun ceva. E foarte important felul în care știi să privești asupra unui cuvânt pe care Dumnezeu ți-l dă. Poruncile din Scriptură, fie că vorbim de cele ale Vechiului Testament, din legea mozaică, fie că vorbim de cele pe care le găsim în Noul Testament, poruncile nu au menirea să îngrădească libertatea noastră. Și ca să mă înțelegeți mai bine, vreau să vă dau un exemplu. Nu știu cum stau lucrurile în Austria, în Germania, dar știu cum stau lucrurile la noi în țară și de acolo ați plecat marea majoritate, poate mai puțin copiii care vi s-au născut aici. Ne construim case. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne putem construi case. Noi românii construim și garduri în jurul casei. Și am să vă spun ceva. Nu știu, austriecii nu prea construiesc, nici nemții nu prea construiesc și dacă e un gard din așa mic, mai mult de decor, da? Ei, noi ne construim garduri, uneori poate și prea înalte, depinde de vecinul care e lângă noi. Dar acum întrebarea pe care vă pun dumneavoastră. Gardul pe care ți-l construiești, pentru ce îl faci? Să-ți limiteze accesul și libertatea sau să-ți protejeze proprietatea? Care e scopul gardului? Eu mi-am făcut casă, mi-am făcut și gard. Nu-i foarte înalt, că lângă mine e cumnatul, așa că nu-i nicio problemă, da? Scumpii mei, dar când mi-am făcut gardul, mi l-am făcut ca să-mi protejez proprietatea. Aici este parcela mea și dincolo este parcela ta. Nici de cum, gardul nu mă împiedică să ies pe stradă, gardul nu mă împiedică să mă duc să-mi văd de activitățile mele cotidiene. Scumpii mei, poruncile pe care Dumnezeu le dă sunt un gard nu care mă limitează în libertatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, pentru că Dumnezeu m-a creat cu liber arbitru. Dumnezeu a zis în felul următor, poruncile pe care ți le dau astăzi, poți să le împlinești sau poți să nu le împlinești. Încă din zorii istoriei umanității, când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și a așezat în grădina Edenului, le-a zis foarte clar, aveți libertatea.
Puteți să mâncați din pomul ăsta, puteți să nu mâncați din ăsta. E problema voastră, dar suferiți consecințele neascultării voastre. Același lucru se întâmplă cu orice poruncă pe care o găsesc pe paginile Sfintelor Scripturii. Iar menirea protejării mele, scumpii mei, vreau în această seară să-L binecuvântăm din toată inima pe Domnul. Știți de ce? Pentru că ne vrea sănătoși din toate punctele de vedere. Ne vrea sănătoși spiritual în primul rând. Ne vrea sănătoși moral. Ne vrea sănătoși și din punct de vedere fizic. Tocmai de aceea sunt toate aceste porunci pe care Dumnezeu ne-a dat ca să ne protejeze și să fim din toate punctele sănătoși, să-L putem sluji și lăuda pe Dumnezeu din toată inima. Măriți să fie numele Domnului. Dragii mei, uitați-vă la porunca aceasta din această seară. Nu vă îngrijorați. La imperativul acesta pe care ni-l dă Dumnezeu. Vom înțelege în această seară de ce trăgea Domnul Iisus Hristos un semnal de alarmă. Cât de periculoasă este îngrijorarea. Cât de periculoasă este îngrijorarea. Ce se ascunde în spatele îngrijorării. Dragii mei, noi avem de-a face cu Cel care ne cunoaște absolut totul. Știți de ce? Pentru că este Dumnezeu Creatorul nostru. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a făcut, ne-a creat. În momentul în care ne-a creat, termenul original ebraic de țărâna pământului este pământ fiind de calitate. Când ne-a creat Dumnezeu, a ales cel mai bun pământ care a existat. Noi suntem noduri roșii, astăzi colțul roșu, dar nu-i vina lui. El ne-a creat din cel mai de calitate pământ ca să fim coroana creațiunii lui și în final să avem această posibilitate să moștenim împărăția lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Scumpii mei, Dumnezeu ne-a creat și știe foarte bine limitele pe care le avem. Tocmai de aceea spunea în felul următor în cuvântul său: ajunge zilei necazul ei, nu te supraîncărca. Fiecare zi are provocarea ei. Fiecare zi are, dacă vrei, îngrijorarea ei. Știți ce înseamnă îngrijorare în definiția biblică? Haideți să citim din Scriptură, din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, definiția biblică a îngrijorării. Luca 12 cu versetul 29. Scriptura spune astfel: să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea. Asta înseamnă îngrijorare. Frământarea minții. Acea obsesie pe care o ai. Ce voi face? Cum mă voi descurca în situația cu tare? Este gândul acela care efectiv nu-ți mai dă pace. Te duci să te aculci și în loc să se împlinească ceea ce spune psalmistul în psalmul 4: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. E frământarea minții. Te întorci de pe parte pe alta. Pentru că te îngrijorezi peste măsură, peste limită, încercând să rezolvi anumite probleme care nu sunt, probabil, de competența ta și te depășesc, oricum nu vei putea să faci nimic cu îngrijorarea care năpădește de cele mai multe ori în viața ta. Dragii mei, vremurile sunt grele. Știu că veștile pe care le auzim de cele mai multe ori, se vorbește tot mai mult despre criză, criza alimentară. Eu personal cred, și cred că veți subscrie și noastră acestui gând, adevărata criză prin care omenirea trece nu este una materială, să știți. Avem ce mânca? Slavă Domnului, amin? Ați avut ce pune pe masă astăzi între servicii? Aleluia, da? Este cineva care n-are numai un costum, numai o cămașă, da? Le asortăm. Cum te îmbraci astăzi? Le întorci, le sucești, le îmbraci, le dezbraci, da? Le pui pe umeraș. Pentru că avem, slăvit să fie Domnul. Adevărata criză nu este una materială. Adevărata criză este una spirituală și morală. Asta este criza prin care omenirea trece. Nu vrem să recunoaștem lucrul acesta. Din punct de vedere material nu va fi criză niciodată. Pentru că știți ce spunea Mântuitorul despre vremurile sfârșitului? Spunea în felul următor: în vremurile din urmă, când va fi momentul acela revenirii Domnului, oamenii vor mânca, vor bea, vor sădi, vor zidi, da? Se vor mărita, se vor însura. Pe ca să faci nunta astăzi costă, vrei să vină să cânte Nicu, vrei să vină să predice nu știu care, costă lucrul acesta, oamenii zidesc, fac, da? Ei, din punct de vedere alimentar, din punct de vedere nu va fi criză. Dar spuneam în dorul, oare când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Vedeți? Adevărata criză este una morală, este una spirituală. Doamne, ajută-ne să fim ceea ce trebuie să fim. Plin de credință pentru Domnul. Și atunci când Domnul va veni, să ne găsească gata și pregătiți pentru plecarea în împărăția Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos vine și spune: nu vă frământați mintea.
Nu vă munciți! Lăsați-L pe Dumnezeu să vă poarte cu adevărat de grijă. Dragii mei, de ce e atât de periculoasă îngrijorarea? Nu știu, v-ați pus vreodată întrebarea privind la textul acesta. Poate atunci când ați trecut prin momente delicate ale vieții. N-a fost ușor. Probabil unii când ați venit în Austria, frământări, probleme de un fel sau de altul. Poate mai târziu lucrurile au început să se așeze, sedimenteze cât de cât. Sunt momente de tulburare, de frământare. Nu e ușoară diaspora, nici astăzi. Eu sunt convins de lucrul acesta. Nu v-a spus întrebarea de ce atât de periculoasă îngrijorarea? De ce Mântuitorul Iisus Hristos trăgea ca un semnal de alarmă în dreptul ucenicilor? Adică în dreptul nostru? O primă subliniere pe care aș face-o înaintea dumneavoastră legat de pericolul îngrijorării este acela al pierderii din vedere a esențialului lucrurilor. Există, dacă vreți, în tot și toate un mai întâi. Un lucru esențial, un lucru prioritar. Vă aduce aminte de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în casa din Betania. În casa din Betania s-a simțit foarte bine. Marta, Maria și Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos. Și au intrat 13. Mântuitorul Iisus Hristos împreună cu ucenicii s-au așezat la masă. Marta trebăluia, Maria s-a așezat la poale, la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Și la un moment, în bucătărie acolo mare, nu știu ce bucătărie avea Marta, își dă seama că Maria nu-i cu ea. Aleargă de la Domnul Iisus Hristos și începe să îi reproșeze Mântuitorul. Îi spune, învățătorule, ceartă-o pe sora mea. Uite, nu-ți pasă că mă lasă singură. M-am pus întrebarea, dar de ce n-ai vorbit cu sora ta? Ce ai așteptat de la Domnul, să zică? Că uneori îl băgăm pe Domnul în problemele noastre, deși n-ar trebui să-l băgăm. Dar de ce nu i-ai spus la sora ta până acum nimica? Dar vine la Domnul, nu? Ceartă-o tu! Dar de ce nu vorbești tu cu ea? Da? E un lucru la care ar trebui să medităm. De ce l-a băgat pe Domnul, da? Ei, și spune, ceartă-o! Nu-ți pasă că mă lasă să slujesc singură, să trebăluiesc singură! Știți ce-mi place cuvântul Domnului Iisus Hristos? I-a spus, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu. Dar vreau să spun un lucru, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu-i se va lua. Maria stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos. Știți de ce uneori n-ajungem la serviciile de peste săptămână la biserică? Știți de ce uneori n-ajungem în casa Domnului, poate duminică dimineață? Pentru că am tras cât am putut de tare sâmbătă seara și ne-am dus. Avem uneori impresia, dragii mei, că alergând, făcând, lucrând în anumite domenii, viața asta parcă ar ține, da, spunea Mântuitorul Iisus Hristos și vă aduc aminte de evanghelistul Luca care subliniază lucrul acesta. Spunea în felul următor, vedeți căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Alergăm de multe ori de parcă am mâncat cu două guri, de parcă am dormit în două paturi, de parcă am conduce două mașini deodată și pierdem din vedere cei mai importanți. Părtășia dintre noi și Dumnezeu. Relația dintre noi și Dumnezeu. Tocmai de aceea e atât de important să înțelegem că îngrijorarea, frământarea, poate să mă denatureze și să mă deturneze de pe pista pe care te-am pornit spre împărăția lui Dumnezeu. Spunea tot Domnul Iisus Hristos și tot în Evanghelia după Luca. În Luca, la capitolul 21, versetul 34, Luca 21 cu 34. Luați seama la voi înșivă. Vorbea cu ucenicii, frașilor. Nu vorbea cu cei din afară, nu vorbea cu cei străini care n-aveau tangență cu Domnul și care nu-L cunoșteau pe Domnul, ci cu cei care relaționau cu El. Spune, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea care, ziua aceea măreață și glorioasă, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, Doamne, ai milă de noi. Vedeți de ce e periculoasă îngrijorarea? Pentru că s-ar putea la un moment dat să ne facă să ne pierdem de pe drumul pe care am pornit spre împărăție, să inversăm situațiile și viața noastră să fie direcționată spre cu totul și cu totul altceva, pierzând din vedere esențialul. Știți care este lucrul important? Lucrul important care nu ni se va lua niciodată este părtășia dintre noi și Domnul. E atât de important să știți. Spunea Apostolul Ioan chiar în finalul cărții, în Apocalipsa, spunea în felul următor. Ferice de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, căci ei se vor odihni pentru că faptele lor îi urmează. Asta va merge cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Nu merg nici conturile, nu merge absolut nimic, ci merge ce am făcut pentru Iisus, aceea va rămâne, spune o cântare pe care o cântăm. Ce am făcut pentru Iisus,
aceea va rămânea. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Un prim lucru asupra căruia Domnul trăgea ca un semnal de alarmă legat de pericolul îngrijorării este pierderea din vedere a esențialului. A esențialului. Apoi un al doilea lucru pe care l-am desprins din cuvântările Mântuitorului este faptul că atunci când ne îngrijorăm, anihilăm ceea ce înseamnă puterea cuvântului lui Dumnezeu. Știți că întotdeauna în Scriptură, când se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, este prezentat acest cuvânt ca o forță care acționează? Spunea Apostolul Pavel, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. În limba greacă, cuvântul putere este cuvântul dunamis. Din limba greacă, cuvântul dunamis a dat în limba română cuvântul dinamită. Dinamita s-a inventat undeva în secolul XVIII. Dumnezeu deja în secolul I vorbea de forța dinamitei. Și spunea, Evanghelia este dinamita lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. E viu și lucrător. Mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Știți că ori de câte ori venim în locul acesta, prin cuvânt Dumnezeu ne vorbește? Ori de câte ori venim în locul acesta, prin cuvânt Dumnezeu lucrează în viața noastră? Transformă viața noastră, șlefuiește viața noastră, pregătește viața noastră. Asta face cuvântul. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și de folos are patru obiective importante. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit aici, în atelierul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne șlefuiește și ne pregătește pentru cel mai mare edificiu pe care îl face Dumnezeu. Templul său din împărăția lui, mărit să fie numele Domnului. V-ați gândit la faptul că prin îngrijorare, prin frământarea minții, care nu lasă efectiv cuvântul să penetreze și să pătrundă în viața noastră, s-ar putea să anihilăm efectiv forța acestui cuvânt? Oricât de tare ar fi dinamita cuvântului, îngrijorarea se pare că submină această forță, anulează această forță. Evanghelia după Matei, prima pildă cu care Mântuitorul Iisus Hristos începe rostirea pildelor. Vă spuneam, sunt aproape 40 de pilde. Prima pildă cu care Domnul Iisus Hristos inaugurează acest nou mod de vorbire este pilda semănătorului. Și îl spune în a treia categorie. Sămânța a căzut în teren defrișat între spini. La răspunsul Mântuitorului, la răspunsul pe care ucenicii l-așteptau, Domnul spune în felul următor. Matei 13:22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Poate într-o seară ca aceasta. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia, înșelăciunea bogățiilor, înneacă acest cuvânt. Și cuvântul ajunge neroditor. În loc să rodească, în loc să dezvolte, în loc să crească, în loc să ne maturizeze spiritual, suntem poate de multe ori tot la starea aceea de prunci în Hristos, pentru că îngrijorarea, frământarea, este aceea care submină această putere a cuvântului, îl înnăbușe acest cuvânt al lui Dumnezeu și nu ne lasă să creștem din punct de vedere spiritual. Doamne, ai milă de noi. Amin. În primul rând pierdem din vedere esențialul, dragii mei. În al doilea rând anihilăm puterea cuvântului lui Dumnezeu prin îngrijorarea noastră. S-ar putea să fim fizic, da? Fizic să fim în casa lui Dumnezeu. Dar datorită frământării, datorită îngrijorării, mintea noastră să fie plecată. Se poate cânta bine, se poate predica bine. Poate să fie o steară și o atmosferă feerică în locul acesta, dar îngrijorarea nu-mi dă voie să mă concentrez aici, pentru că problemele care năpădesc în viața mea, spinii, sunt mai puternici. Și nu lasă cuvântul să ajungă roditor. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos trăgea un semnal de alarmă și spunea, atenție la îngrijorare, atenție la îngrijorare. Și un al treilea lucru, ca și pericol al îngrijorării, este legat de tragediile care se pot întâmpla. Să știți că cele mai multe sinucide. Ascultați-mă ce vă spun. Cele mai multe sinucide au plecat datorită îngrijorărilor. Eu n-am o statistică recentă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România. Cea pe care o am nu este de dată recentă, dar lucrurile, să știți că nu s-au schimbat foarte mult. Oricum, dacă s-au schimbat, nu s-au schimbat în bine. Și s-au schimbat poate în rău. Nu s-a îmbunătățit nimica. În anul 2006, în România, și-au luat viața 3600 de oameni. Faceți un simplu calcul matematic și vă va da o cifră. 10 oameni pe zi sunt aceia care își pun capăt zilelor. Știți
ce lasă cei mai mulți în biletele de rămas bun, de adio, de mai știu eu ce. Frământare, îngrijorare, probleme. Și Mântuitorul spunea în felul următor: nu vă îngrijorați. Pentru că e posibil ca îngrijorarea să ducă la tragism în viață. Citeam nu de mult în presa noastră locală din Arad, luat un interviu de la o femeie care avea de ispășit o pedeapsă pentru pruncucidere. O mamă care avea acasă trei copii care erau privați de binecuvântarea mamei, care erau privați de mângâierea mamei, de sărutul mamei. Și reporterul a întrebat-o: de ce a ajuns aici, ce s-a întâmplat? Și a zis: domnul reporter, am rămas însărcinată cu al patrulea copil. Toate lucrurile au fost parcă bune, sarcina a mers bine, până în momentul în care s-a născut. În momentul în care s-a născut al patrulea copil, am simțit dintr-o dată că mă prăbușesc. Pentru că mă gândeam, abia mă descurc cu cei trei. Abia pot să fac față celor trei. Ce fac și cu al patrulea? Și mi-a venit gândul, efectiv, și l-am aruncat. Și l-am urmat. Îngrijorarea a dus-o pe această femeie să-și piardă mintea. Mântuitorul vine și spune: nu vă îngrijorați. Uitați-vă la consecințele care se pot întâmpla. Uitați-vă la tragismul care poate să vină. Dragii mei, e ca un gard protector pe care Domnul îl pune în jurul nostru, dorind protecția noastră, pentru că ne vrea binecuvântați din toate punctele de vedere. Și zic: măriți să fie Domnul pentru aceasta. Deci, frate, Gabi, nu ni se potrivește nouă, știu. Dar, dragii mei, și noi suntem în lume, avem aceleași frământări, aceleași probleme de cele mai multe ori. Și atât de important să ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Veți spune, care e remediu atunci? Pentru că nu există om pe fața pământului să nu se îngrijoreze. Am uitat la modul în care Mântuitorul Iisus Hristos a prezentat învățăturile sale, ca un învățător, ca un pedagog. Știți ce este foarte frumos la modul în care Mântuitorul vorbește? Întotdeauna are remediu pentru toate situațiile. Are soluție pentru toate situațiile. El n-a venit și ne-a spus: nu vă îngrijorați. Știți, uneori, în modul nostru de raportare la copii, suntem foarte negativiști. Le spunem numai ce să nu facă, dar nu le spunem și de ce să nu facă. Nu făcut are lucru, dar de ce? Cam am zis eu. Și gata, luăm acel nu în brațe, acea atitudine, eu știu, de autoritate pe care ne-o conferă poziția pe care avem de mamă, de tată, de părinte, uitând de fapt că e nevoie de explicații. Mântuitorul Iisus Hristos în pedagogia, în modul său de raportare la ucenici, atunci lor și astăzi nouă, vine și ne spune: nu vă îngrijorați, pentru că uite care sunt consecințele și uite care e remediu. Care e atitudinea pe care trebuie să o aveți? Care e soluția pe care să o aveți în ceea ce privește reabilitarea? Ce trebuie să faceți ca să n-ajungeți într-o situație tragică? Sunt în textul nostru din această seară, dragii mei, cel puțin trei remedii pe care Domnul ni le pune la dispoziție. Cel puțin trei remedii. În primul rând este remediul cunoașterii. În al doilea rând este remediul poziției. Și în al treilea rând este remediul priorităților. Remediul cunoașterii, remediul poziției și remediul priorităților. Haideți să le luăm pe rând pe fiecare și să le analizăm. Un prim remediu este acela al cunoașterii. Haideți să vă citesc două versete și apoi o să avem numitorul comun dintre cele două versete. Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și apoi 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Începem cu Filipeni. Filipeni 4 cu 6. Ascultați cuvântul Domnului. Nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Putem să zicem în seara aceasta: măriți să fie numele Domnului. Dragii mei, sunt două versete spuse de doi scriitori biblici diferiți. Unul scrie Pavel, celălalt îl scrie Petru. Știți care e numitorul comun între cele două versete? Pe de o parte, îngrijorarea. Iar pe de altă parte, este Dumnezeul care ne poartă de grijă. Un prim remediu pe care îl scoate în evidență Domnul Iisus Hristos și în textul nostru este acela al cunoașterii. Omul care ajunge să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Nu la un moment, nu la un mod teoretic. Cred că de foarte multe ori și una din greșelile pe care le facem este aceea că ne umplem capetele cu informații vis-a-vis de Dumnezeu.
uitând de fapt că adevărata cunoaștere de Dumnezeu nu înseamnă informație, ci înseamnă relație. Adevărata cunoaștere de Dumnezeu nu înseamnă informație. Tocmai de aceea psalmistul spune în psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ca să văd bunătatea lui Dumnezeu, eu trebuie să am experiențe cu Dumnezeu. Una pot să vorbesc eu despre bunătatea lui Dumnezeu, care eu știu, am informații în capul mare, și alta e cel care l-a experimentat pe Dumnezeu ca un Dumnezeu bun. Probabil că vă aduceți aminte de experiența aceea. Se spune că la un moment dat un actor, ori de câte ori își termina reprezentația, sfârșea acea reprezentație cu psalmul 23. Venea în fața mulțimilor, oamenii se adunau, erau unul dintre foarte cunoscuți și apreciați actori, și venea în fața mulțimilor și spunea în felul următor: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă. Și atât de bine recita un fel de caramitru al nostru, al românilor, atât de frumos știa să recite și să prezinte psalmul acesta 23, încât la final mulțimile se ridicau în picioare și începeau să-l aplaude. Atât de impresionați erau de arta lui oratorică și de prezentare. Și era ultima reprezentare, ultimul spectacol. Și înainte ca să vină înaintea oamenilor și să rostească psalmul 23 din sală, un bătrânel care îl aprecia și care venea la reprezentație, la spectacolul acela, un bătrânel a ridicat mâna și a zis: Domnule, am o rugăminte în seara aceasta. S-a uitat acesta un pic cu dispreț la el și a zis: spune, bătrâne, ce am o rugăminte? Lăsați-mă și pe mine să recit în această seară psalmul 23. Și ăsta a zis: nu, nicio problemă, las pe el și apoi îl împachetez, nicio problemă. Și a zis: poftim, vină. Și a venit în fața oamenilor și omul acesta bătrân așa s-a așezat și a început să zică cu glas domol și a zis: Domnul este păstorul, nu voi duce lipsă de nimic. Mă paște și fiecare vers din cele 6 îl spunea apăsat în sală din toată tăcere. La început oamenii când au văzut că se ridică pe scenă s-au zâmbit, dar din toată tăcere, dar mai mult din toată rumoare, din primul și până în ultimul rând au început să plângă, să lăcrimeze. Oamenii au fost mișcați, cercetați. Când a terminat acesta și voi locui toate zilele, până la sfârșitul vieții voi locui în casa Domnului, s-a uitat la actor, actorul plângea în hohote și s-a apropiat de el și a zis: Domnule, de ani de zile rostesc psalmul 23, mă știu toate scenele din lumea aceasta, unde am fost și am recitat și unde mi-am făcut reprezentarea. Niciodată n-am avut așa o sală care să fie atât de mișcată și să vibreze de felul în care se prezintă psalmul 23. Cum ai reușit să faci lucrul acesta? Știți ce a zis bătrânelul nostru? S-a uitat la el și a zis: Domnule actor, între mine și dumneatale este o mare diferență. Dumneatale doar vorbești despre păstorul acesta. Eu îl cunosc pe păstorul acesta. Eu chiar stau sub pastorația lui. Pe mine mă păstorește. Pe mine chiar mă duce la ape de odihnă. Pe mine, mie chiar înviorează sufletul. Mie chiar îmi toarnă din un de lemn. Cu mine este în fiecare zi păstorul acesta. Dragii mei, remediul în ceea ce privește îngrijorarea este să-L cunosc pe Dumnezeu. Să am imaginea clară despre Dumnezeu. Pune-mi, te rog, Daniel 11:32. E un verset extraordinar de important, pentru că vorbește despre importanța cunoașterii. Daniel 11:32 spune felul următor: dar aceia din popor, de la Gloria Salzburg, Gloria Rad, Bethel, München, de oriunde, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari. Nu se vor încovoia. Nu vor cădea în fața problemelor, ci vor rămâne în picioare. Își vor păstra verticalitatea. Într-o lume întreagă se îngrijorează, tu rămâi în picioare, pentru că tu-L cunoști pe Dumnezeul tău. Tu știi ce Dumnezeu ai. Care imaginea pe care o ai despre Dumnezeu? Știți că aceasta influențează direct legătura dintre mine și Dumnezeu? Dacă eu știu că Dumnezeul meu mi-ascultă rugăciunile, am să vin înaintea Lui plin de credință. Doamne, îți mulțumesc că Tu mă asculți chiar dacă n-ai zis nimic. Adu-te aminte de Domnul Iisus Hristos la Betania, la mormântul lui Lazar. Tată, îți mulțumesc că mă asculți. Știam că întotdeauna mă asculți. Știam. Asta e relația dintre mine și Tine, Doamne. Eu știu ce Dumnezeu am în cer. Uitați-vă, vă rog frumos, aici în textul nostru e primul remediu al cunoașterii. Mi-ar plăcea în această seară să fim copleșiți de prezența lui Dumnezeu și să recunoaștem că Dumnezeul nostru este mare, mărit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este mare. Dragii mei, avem un Dumnezeu care știe absolut toate nevoile noastre. Nu există un lucru care să-i scape lui Dumnezeu.
Nu există un lucru care să scape. Auziți ce spune aici în versetul 32. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Ai crezut că Dumnezeu nu știe problema ta? Ai crezut că Dumnezeu nu știe frământarea ta? Ai crezut că Dumnezeu nu cunoaște și străin cauzei tale? Înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care noi avem de-a face, totul este gol? Aleluia! E gol și descoperit, frații și surori. Totul știe, să știți. Un Dumnezeu care știe toate nevoile noastre. Un Dumnezeu care intervine în dreptul nostru. Apoi spune Scriptura că Dumnezeul pe care noi îl slujim, dragii mei, este un Dumnezeu care este pretutindeni cu noi. Spune Scriptura, chiar dacă ar trebui să umblu prin valea umbrei, morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci tu, Doamne, ești cu mine. Chiar dacă aș trece prin cele mai mari îngrijorări ale vieții mele, prin cele mai mari probleme, când valul vine alt val, chiar dacă ar fi să fiu în locul acela, nu mă tem de nimic, Doamne. De obicei, îngrijorarea conduce teamă. Dar eu nu mă tem de nimic. Eu știu, Doamne, că Tu ești cu mine și nu mă lași. Frașilor, putem să depunem în această seară mărturie că de la plecarea dumneavoastră din țară și nu numai, și până astăzi Domnul a fost cu dumneavoastră, v-a binecuvântat și ați trecut prin frământări și probleme și Domnul a fost cu dumneavoastră? Ăsta e Dumnezeul nostru. Așa vrea să-L cunoști pe Dumnezeu. Un Dumnezeu preocupat, pasionat de noi, dragii mei. Poate ăsta e cuvântul care definește cel mai bine această relație. Un Dumnezeu care efectiv trece cu noi atunci când e mai greu, ca și în acea ilustrată cu omul care și-a văzut urmele pe nisip, ne ia în brațe. Că dacă ne-ar fi lăsat să merge, poate ne-am fi prăpădit. Dar ne ia în brațe și ne duce din biruință în biruință, mărit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care este atot puternic. Nimic nu poate sta împotriva voinței lui Dumnezeu. Nimic, vă rog, rețineți, absolut nimic. Ăsta e Dumnezeul cu care avem noi de face. Și un Dumnezeu care în tot și toate își va ține promisiunile. Ascultați, vă rog frumos, și cuvântul Domnului din Evrei, din capitolul 13. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Partea a doua acestui verset spune astfel, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Frați și surori, nu numai din facultate, dar în mod deosebit în ultima vreme, am făcut o pasiune pentru poporul Israel. Am fost de foarte multe ori, de aproape 16 ore am fost în Israel, ca și ghid biblic, am vizitat țara aceasta și am rămas mirat de felul în care Dumnezeu a lucrat și continuă să lucreze în viața acestui popor. În anul 70, împăratul Vespasian, de fapt generalul Titus, mai târziu cezarul Titus, cucerește Ierusalimul. De fapt era provincie romană și atunci, dar cucerește Ierusalimul și dărâmă templul. În anul 132-135 este a doua revoltă iudaică, în care împăratul Hadrian, așa îl numește istoria, Hadrian în limbajul nostru, cucerește Ierusalimul, îl rade de pe fața pământului, îl ară, îl rezidește, schimbă numele Ierusalimului în Aelia Capitolina, schimbă numele Israelului în Palestina și interzice evreilor să mai intre în Ierusalim. De atunci încolo începe exodul evreilor. 2000 de ani evrei au fost împrăștiați pretutinde. Oriunde te-ai dus, ai găsit evrei. În Austria evrei, în Germania evrei, în România evrei, în Polonia evrei, în Ungaria evrei, pretutinde în America evrei. Oricum, oriunde au fost odată una cap și nu? Poate. Știți lucrul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost cu ei pretutinde. A venit holocaustul lui Hitler. 6 milioane de evrei au murit, din care 1,5 milioane au fost copii. În 15 mai 1948, David Ben-Gurion proclamă la microfoanele radiourilor reînființarea statului Israel. După 2000 de ani de diaspora, după 2000 de ani de împrăștiere, evrei au început să vină acasă. Chiar dacă au fost lipsiți pretutindeni, Dumnezeu a fost cu ei. Știți care a fost promisiunea lui Dumnezeu? Cu niciun chip n-am să vă las. Dacă veți trece prin ape, apele nu vă vor înneca. Dacă veți trece prin foc, focul nu te va arde. Dragii mei, Dumnezeul lor este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul care i-a ținut pe ei în căușul palmei este Dumnezeul care îmi poartă mie de grijă și zic mărit să fie numele Domnului. Cunoașterea lui Dumnezeu. Să ai o imagine clară despre El. Să-L vezi pe Dumnezeu în toată măreția Lui. Credem noi că avem un Dumnezeu mare? Atunci de ce ne îngrijorăm?
De ce ne frământăm mintea? Dacă credem că avem un Dumnezeu mare care știe toate nevoile noastre, care e cu noi în toate circunstanțele vieții noastre, de ce ne îngrijorăm peste măsură? De ce ne frământăm mintea? Vedeți, Domnul Iisus Hristos venea și trăgea un semnal de alarmă lor atunci și astăzi nouă. Și spunea, remediul în ceea ce privește îngrijorarea este cunoașterea. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, aceia vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Și oamenii, să știți că se uită la noi, privesc la noi. Un al doilea remediu pe care l-am desprins de aici din Scriptură este remediul poziției, remediul statutului. Frați și surori, noi nu suntem oricine în relația dintre noi și Dumnezeu. Știți ce îmi place modul în care Mântuitorul Iisus Hristos descrie tot scenariul acesta? Spune, uitați-vă la păsările cerului. Nu fac absolut nimic. Dar e interesant că spune Tatăl vostru. De ce nu spune Dumnezeul vostru? Pentru că atunci când e vorba de creație, de regulă ar trebui să fie expresia Dumnezeu. Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Stăpânitorul, nu. Atenția nu era spre creație îndreptată, ci atenția era spre ucenicii care se îngrijorează. Și vine și spune Tatăl vostru care este în cer. Apoi vine și spune aici, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de el. Ba mai mult spune, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât păsările cerului și decât întreaga creație? Și răspunsul pe care trebuie să-l dăm și noi astăzi ar fi acesta. Da, Doamne, fiindcă avem preț în ochii tăi, băriți să fie numele Doamne. Am să vă spun ceva. Știți că Dumnezeu ne prețuiește mai mult decât ne prețuim noi? Știți că Dumnezeu ne apreciază mai mult decât ne apreciem noi? Fiecare om se apreciază. Nu există om să nu se prețuiască pe sine. Și totuși când e vorba de Dumnezeu, Dumnezeu este acela care privește la noi într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Eu când am plecat de la München spre Salzburg, am uitat un pic în oglindă, m-am aranjat, n-am mai scos piaptenul, dar în asta de aici, de la Salzburg, poate Nicu, de la München, i-am mai dat un pic cu... Spuneți-mi, vă rog frumos, când ați dat așa cu piaptenul și a mai căzut un fir, două, asta două, încă unul, două, trei, cinci, când v-ați numărat file de păr care v-au căzut dată? Alea care mai rămân, la cine au mai rămas, are mai multe, la cine mai puțin s-au dus, asta este. Nu e așa că n-ați numărat niciodată file de păr. Știți ce spune Dumnezeu în relația lui dintre noi? Cât despre voi. Până și perii de pe cap. Toți vă sunt numărați. Știți ce îmi place aici? De părul meu și capul meu. Și totuși Dumnezeu îmi numără firele mele. Niciun păr nu-ți cade. Eu nu pun accent pe firul de păr, dar el zice, atât de drag îmi ești, încât fiecare fir de păr care ți-a căzut din cap este în atenția mea. Un Dumnezeu al detaliului. Un Dumnezeu meticulos. Un Dumnezeu care ne prețuiește. Cum se îndură un tată de copiii lui. Ascultă copiii întotdeauna. Eu sunt cu băiatul meu cel mare. M-a ascultat să mă ducă până la mine și înapoi. Dar nu întotdeauna mă ascultă. Să nu vezi dumneavoastră că e super. Nu. Nici ai dumneavoastră nu mă ascultă. Și totuși vă îndurați de ei. Cum se îndură un tată de copiii lui. Așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Scumpii mei, avem o relație specială cu Dumnezeu. Dumnezeu privește la fiecare dintre noi într-un mod cu totul și cu totul deosebit. E un Dumnezeu al detaliului. Un Dumnezeu care numără firele de păr, un Dumnezeu care contabilizează fiecare fir care a căzut. Știe câte au fost la început, știe câte mai sunt acum și știe și câte au căzut. Ăsta-i Dumnezeu. Asta-i relația dintre mine și El. Până acolo merge Dumnezeu. Nu-i firul Lui, dar totuși îl numără. Că-i drag de mine. Ba mai mult spune în cartea Iov, capitolul 31, cu versetul 4. Iov 31 cu 4. N-a cunoscut Dumnezeu căile mele. Nu mi-a numărat El toți pașii mei. N-a numărat Dumnezeu toți pașii noștri. Câți pași ai făcut până la 40 de ani? Până la 50 de ani? Până la 60 de ani? Până la 30 de ani? 20 de ani? Câți pași ai făcut? Nu știu. Dar Dumnezeu ți-a numărat toți pașii până astăzi. Un al doilea remediu este remediul poziției. Suntem copiii lui Dumnezeu și ar vrea să-L binecuvântăm în această seară. Amen. Avem un statut special, dragii mei. Eu zice că orice om care se îngrijorează peste măsură, orice om care se frământă peste măsură, orice om care își frământă mintea cu lucrurile acestea legate de viața de zi cu zi, de tot ceea ce înseamnă una îngrijirea și alta îngrijorarea,
Una este, dacă vrei, a te îngriji de anumite lucruri și alta este să-ți frămânți mintea, să faci obsesie din lucrul acela. Orice îngrijorare peste măsură îl dezonorează pe Dumnezeu. Știți ce spune aici Scriptura? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Ce înseamnă neamuri în limbajul biblic? Neamuri înseamnă oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oameni care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. În limbajul scriptural există poporul lui Dumnezeu și neamurile. Mai târziu apare și biserica. Dar în limbajul în care Mântuitorul folosește, într-un limbaj vechi testamental, neamurile sunt toți aceia care sunt străini de Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ori de câte ori ne îngrijorăm, eu cred că ajungem să-L dezonorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se proslăvește. Ori de câte ori ne dăm seama de fapt că depindem de El din toate punctele de vedere, înseamnă că îl slăvim pe Dumnezeu și binecuvântăm pe Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Un prim remediu este remediul cunoașterii. Să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El descoperit. Să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El revelat, arătat pe paginile Sfintelor Scripturi. Să ai o relație corectă cu Dumnezeu. Cunoașterea, așa cum spuneam, bazată nu pe teorie, vorbă goală, ci bazată pe relația dintre mine și Dumnezeu. Apoi să ai acest remediu al poziției. Să stai în căușul palmelului lui Dumnezeu. Mă gândeam și în comentariile acestea pe care le-am avut la mine, există o lucrare pe care marele preot o face subliniată. Marele preot din Israel, în momentul în care intra în prezența lui Dumnezeu în locul preasfânt, avea pieptarul acela cu cele 12 pietre. Pe fiecare piatră era scris câte un nume al unei seminții al lui Israel. El intra ca și reprezentant al poporului Israel în prezența lui Dumnezeu. Și intra cu Iuda, intra cu Gad, cu Asher, cu Dan, cu Levi, cu Neftali, cu toți aceștia intra în prezența lui Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura despre marele preot al nostru care intră în prezența lui Dumnezeu? Cât despre noi, voi, sunteți săpați în palmele Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem săpați pe niște pietrele unui mare preot, ci Hristos Domnul ca reprezentant al nostru intră în prezența lui Dumnezeu. Și suntem săpați în palmele Lui, suntem săpați în coasta Lui, în fruntea care a fost perforată de spinii pe care romanii i-au pus cu atâta ură și l-au suit pe lemnul Golgotei. Măriți să fie numele Domnului. Remediul cunoașterii, remediul poziției. Și un al treilea remediu pe care l-am desprins din Scriptură este remediul priorităților. Știți de ce ne îngrijorăm, frați și surori? Pentru că am schimbat prioritățile, am inversat prioritățile. Ascultați-mă, le-am inversat. Trăim într-o lume a valorilor inversate, răsturnate. Mântuitorul Iisus Hristos, care știa ce înseamnă pentru noi mersul corect al vieții, ne-a pus niște priorități și a zis, asta trebuie să căutați mai întâi. Toate celelalte lucruri, dacă nu le veți căuta pe acestea, toate celelalte lucruri vă vor produce îngrijorare, frământare. Scumpii mei, ați auzit pe cineva o dată să se îngrijoreze, vai de mine, n-am mai citit Biblia de un an. Mai posteam cândva, dar n-am mai postit de vreo 2 ani de zile. Vai, ce mă îngrijorez de asta. Dați auzit ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, cum ne vom face concediu, dar cum mai pot să-mi pun o mansardă, cum mai pot să schimb tabla cu 4 roți. Fel și fel de frământări, de îngrijorări care vin. Pentru că spunea Mântuitorul, dacă rămâneți în prioritățile pe care eu le-am stabilit, îngrijorarea trece pe lângă voi. Zice aici Scriptura, căutați mai întâi, asta e prioritate, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptitudinea lui, neprihănirea lui Dumnezeu. Versetul 33. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri care produc îngrijorare. Dumnezeu promite, se angajează. Știți ce am văzut în acest Matei 6:33? Un contract între mine și El. În contract întotdeauna există două părți. În contractul acesta partea slabă nu e Dumnezeu. În contractul acesta partea slabă sunt eu întotdeauna, să știți. Dacă există cineva care nu respectă angajamentul lui contractului, atunci nu e Dumnezeu. Ăla sunt eu întotdeauna. Pentru că nu întotdeauna am căutat împărăția lui Dumnezeu. Dar întotdeauna când am făcut voia lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat și nu m-a lăsit de niciun bine. Amin? Amin. L-ați văzut pe Dumnezeu din punctul acesta de vedere. Papai vă spune Scriptura, puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea că deschide zăgazurile și dă binecuvântarea. Slăvit să fie numele Domnului. Scumpii mei, remediul acesta al priorităților
să rămâi în ceea ce Dumnezeu a stabilit ca și mers pentru viața ta, mai întâi împărăția, mai întâi neprihănirea Lui, poziția aceea de dreptate înaintea Lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri. Uitați-vă ce spune tot Scriptura în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie către Coloseni, în capitolul 3, spune așa: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aveți o țintă, aveți o prioritate, aveți alte gânduri, gânduri mult mai înalte, nu acestea care se perimează și care trec odată cu întrebuințarea lor, ci aveți gândul acela al veșniciei, să dobândiți împărăția lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Trei remedii. Îngrijorarea e periculoasă. Poate să ducă la tragism. Cuvântul nu crește, nu se dezvoltă. Rămânem piperniciți spiritual. Nu crește, nu ne maturizăm. Nu ne dezvoltăm. Ne sare țandăra imediat, ne supărăm imediat. Îmi iau jucăriile și plec. Că nu m-am maturizat. Pentru că n-am lăsat cuvântul să lucreze în viața mea. N-am lăsat cuvântul să mă crească din punct de vedere spiritual. Știți că ținta lui Dumnezeu pentru viața noastră, a fiecăruia, este să fim oameni mari în Hristos. Amen. Și pentru aceasta Dumnezeu folosește cuvântul. Ne crește. De fiecare dată când stăm în prezența lui Dumnezeu, prin cântare, prin rugăciune, prin Evanghelie, noi creștem spiritual, ne dezvoltăm spiritual. Și apoi Dumnezeu spune, ca să nu te îngrijorezi, ca să nu-ți frămânți mintea, îți dau aceste remedii, cunoaște-mă. Ai o relație corectă cu mine. Apoi înțelege poziția pe care o ai. Tu nu ești oricine, tu ești copilul meu. Așa cum tu care ești rău știi să dai darul bune copiilor tăi, deși nu merită. Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor care îi cer. Știți de ce? Pentru că este bun în sensul absolut al cuvântului, mărit să fie numele Domnului. Rămâi în priorități. Scumpii mei, care este opusul îngrijorării? Care e opusul îngrijorării? Un om care se îngrijorează înseamnă că nu se încrede. Oare câți dintre cei care suntem în această seară în locul? Făceam un exercițiu și dimineață în biserica unde am slujit și am zis în felul următor: s-ar putea uneori să încurcăm termenii. Avem de multe ori impresia că a te încrede este totuna cu a crede. Dacă am să vă întreb în această seară câți dintre dumneavoastră credeți cu adevărat în Dumnezeu, încredințarea mea este că toți am predicat un amin, mărit să fie Domnul. Dar câți dintre noi ne încredem cu adevărat în Dumnezeu? Vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți foarte bine că sunt două noțiuni total diferite, două stări total diferite. Vă rog aminte de acel om care și-a pus funia lui peste cascada Niagara și a trecut odată, și a trecut de două, și a trecut de trei ori, și a trecut de patru ori și s-au adunat toți ca la urs. Și s-au uitat la el și au început să-l aplaude, zică extraordinar, echilibrist, ca și ăsta n-am văzut niciodată. Și mulțime mare de oameni. A luat un sac de 50 de kilograme de ciment, ca să rămână în limbajul nostru, atât are un, kilo, un sac de ciment de-al nostru, nu știu cât are cei din Austria, poate să mai domnul să nu vă obosiți prea tare, dar ăia din România 50 de kilograme. Și le-a luat 50 de kilograme și a trecut peste funie și a venit înapoi. A mai luat încă 100, se era bine făcut, da? Și a trecut cu 100 de kilograme încolo și a venit înapoi. Toată lumea entuziasmată, extraordinar, l-a aplaudat, așa ceva n-am mai văzut niciodată. S-a uitat la ei și a zis: credeți că pot să iau pe oricare dintre voi în brațe, să trec dincolo cu el și să vin înapoi? Și ăștia au zis toți: da, credem! Și a zis: nu, care vine primul? Câți au venit? Niciunul. Pentru că una e să crezi și alta e să te încrezi. Alta e să te rezervi pe Dumnezeu. Alta e să te bizui cu adevărat pe Dumnezeu. Să te abandonezi în brațul lui Dumnezeu. Asta e relația dintre mine și Dumnezeu, frate și sorori. Acolo vrea Dumnezeu să mă ducă. În momentul în care voi ajunge să mă abandonez în brațul lui Dumnezeu, poate să vină ce voi mânca, ce voi bea, cu ce mă voi îmbrăca. Pentru că eu știu că Dumnezeul meu e mare și poartă de grijă. Ăsta e Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne ducă la o încredere totală în El. Credința înseamnă acceptarea adevărurilor despre Dumnezeu. Încrederea înseamnă bizuire totală pe Dumnezeu. O cântare spune felul următor: mă încred în El, orice s-ar întâmpla, în drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau
Haideți să ne ridicăm. Aleluia. Amen. O seară binecuvântată pentru noi și pentru sufletele noastre. Doamne, iartă-ne că ne îngrijorăm prea mult. Ne frământăm mintea de multe ori. Dar în seara aceasta declarăm că ne credem în Tine. Pentru să ne rezervăm pe Tine, Doamne. Pentru să umplăm cu Tine, Doamne. Până vom intra pe porți în cetate. Aleluia! Aleluia! Gloria Dumnezeu Tău, Doamne. Mă cred în El. Te vreau cu gelozie în împărăție, îți număr firele din cap, nu le-ai numărat niciodată, dar eu ține număr în continuare, pentru că te iubesc cu o iubire veșnică. Rămâi până atunci în prioritățile pe care ți le-am stabilit eu. Caută împărăția și eu mă angajez să-ți mor de grijă din toate punctele de vedere. Mașină vrei, mașină îți dau, casă vrei, casă îți dau, nevastă vrei, nevastă îți dau, mâncare vrei, mâncare îți dau, ce ai nevoie? Nu te frământa peste măsură, pentru că eu îți port de grijă ca un Dumnezeu, încrede-te în mine. Vizuiește-te pe mine, rează-mă, pune-te pe mine și lasă-mă pe mine să lucrez. Aș vrea să venim înaintea Domnului. Poate cel mai bun lucru acum, în momentul acesta, spune: Doamne, iartă-ne că ne îngrijorăm prea adesea. Iartă-ne că ne frământăm mintea prea mult. Dar în seara aceasta îți mulțumim că ne vorbești, îți mulțumim că vrei să ne faci. Haideți să rugăm pe Domnul să schimbe stări, să ne binecuvânteze. Și așa cum spunea și fratele Nicu, să ridicăm altare și în biserică, dar să ridicăm altare în casele noastre. Pentru că ar trebui să spunem, cum am spus, eu sunt o adinară, că despre mine eu și casa mea, eu și toți cei dragi ai mei, vreau să te slujesc pe Tine, Doamne, plin de încredere că Tu poți să faci lucrări mari. Haideți împreună cu toții să intrăm în această rugăciune.